Pacea Domnului! De obicei, la fără 10, termin predica. Acum mă uit la ceasul din față și este fără 2 minute. Acum nu știu la care fără 10 să închei. Am fost sabatul trecut la Bruxelles și acolo sabatul sau programul de sabat începe la ora 14. Aici la dumneavoastră începe la ora 9 și jumătate sau la ora 9 sau 10 fără un sfert. Nu știu exact. Mă numesc Matei Ciucuremus, sunt pastor în districtul Valea Mare din Gorj. Este cineva din Gorj prezent în sală? Dar din Oltenia? Din ce local, din ce zonă? Craiova? Este biserica mare în Craiova. Transmit salutările fraților din Gorj, din districtul Valea Mare și în special al fraților din Bruxelles. Pentru că sabatul trecut am fost acolo și știind că voi fi la dumneavoastră sabatul acesta, mi-au spus, de fapt m-au delegat să vă transmit salutul dumnealor de acolo. Văd că în Paris, ca și în Bruxelles de altfel, oamenii sunt foarte deschiși. Zâmbetul pe buze, parcă povara a dispărut, povara muncii acumulată sau oboselii acumulată în urma muncii din cursul săptămânii. Toți suntem frumoși, toți suntem deschiși spre dialog, deschiși spre a primi, să fim deschiși și spre pocăință. Pentru că acesta este, nu? Acolo trebuie să ajungem cu toții, să fim deschiși spre schimbare într-o pocăință. Sunt din, după nume, mulți mi-au spus că sunt din Ucraina. Cred că la a treia, a patra generație în urmă, pe acolo ar fi rădăcinile, însă am crescut în Bacău, apoi m-am mutat în Iași, câțiva ani am fost pe la București, apoi în Teleorman, iar acum în Gorj și în prezent la dumneavoastră. Aș dori ca în această ocazie să vă vorbesc despre bucurie, despre fericire, despre cum ar trebui să pășim în lumea aceasta, fie că trecem prin Paris, prin Franța sau în alte zone ale lumii, cum ar trebui să trecem prin viața aceasta plin de bucurie. Când Alina la deschidere, că până atunci, până acasă, cânt pe calea vieții sau cânt în lumea aceasta. V-ați trezit vreodată mergând pe stradă la serviciu, cântând? Știu că tatăl meu cânta tot timpul. Acum cântă soția tot timpul. Noi, ca adventiști, cântăm tot timpul. Atunci când cânți, parcă vrei să spui că privești altfel viața, într-un mod deschis, într-un mod optimist. De fapt, despre lucrul acesta aș dori să discutăm în dimineața aceasta sau în ocazia aceasta. Despre cum să trec prin viața aceasta plin de optimism, plin de speranță, plin de pozitivism. Nu este psihologie, este Scriptură. Și aș dori să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, de la versetul 15 până la 16. Sunt cuvinte scrise acum 2000 de ani în urmă. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă totdeauna. Adică în fiecare clipă a vieții să mă bucur. Se spune despre un oraș Evansburg din Anglia, un oraș micuț, că atunci când intrai în acest oraș, pe dreapta era o pancartă unde era scris: bine ați venit în micul nostru oraș, Evansburg. Ați venit într-un oraș cu aer curat, apă proaspătă și oameni foarte prietenoși. Și mai jos era dată o statistică. În acest oraș locuiesc 600 de oameni, 29 de câini și 41 de pisici. Cum au ajuns la numărătoarea aceasta, cred că o actualizau mereu. Totuși, cineva și-a luat libertatea de a scrie pe pancartă, jos, după această statistică, undeva într-un colț, și un morocănos.
Apoi, acest oraș avea și un ziar cu un editor local și acest editor local a scris în ziarul de a doua zi, după evenimentul acesta, a scris așa: deși toți cei 600 de locuitori dintre noi se simt incriminați, se pare că cel care a adăugat cuvintele pe pancartă cunoaște cel mai bine identitatea acelui morocănos. Ce este un morocănos? Biblia cumva îl definește. În Proverbe 15 cu 13 spune că o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Un morocănos ar putea să fie, după Scriptură, omul care este întotdeauna mâhnit, întotdeauna supărat, întotdeauna nemulțumit. Un morocănos în societatea noastră românească, dar și românească de aici, din diaspora, dar și din Paris, din Franța, ar putea să fie omul care întotdeauna este nemulțumit de sistem. Întotdeauna este mulțumit de politică, de felul cum este condusă țara, România sau Franța. Întotdeauna se plânge de Olan, nu? De președintele țării sau de Băsescu. Întotdeauna spune că taxele sunt mari. Întotdeauna se plânge că prețurile cresc din ce în ce mai mult, mâncarea este scumpă, întreținerea este scumpă. Morocănosul social, care îl întâlnim lângă noi. Dar cum o arăta morocănosul din biserică? Morocănosul de lângă dumneavoastră. Îi fac eu un portret și poate că se aseamănă. Morocănosul, cred că de aici, din biserica noastră, ar spune mereu că se aude sunetul foarte disipat, foarte ciudat. Eu mă aud foarte greu, cred că dumneavoastră mă auziți bine, sper. Așa ar spune morocănosul, e rău în biserica asta, nu se aude bine. Sau iarna e prea rece, să nu se deterioreze sculpturile sau din alte rațiuni nu se încălzește bine sala și este rece. Morocănosul din biserică de aici ar putea să fie cel care, și nu numai de aici, întotdeauna are ceva de comentat cu privire la deciziile comitetului. El întotdeauna are ceva de spus. Dacă, virgulă, comitetul spune trebuie să o luăm la dreapta, el spune nu era mai bine la stânga. Dacă spune comitetul la stânga, el spune nu era mai bine la dreapta. Întotdeauna pare a purta o povară foarte grea asupra umerilor săi în ce privește deciziile de comitet. Întotdeauna se plânge, sau mai tot timpul, de membrii din comitet, de pastor, de viața bisericii, vede foarte puține lucruri plăcute în biserică, zâmbește foarte rar. Acum un ucenic se întreba în Matei 26 cu 22, Doamne, oi fi eu acela? Oi fi eu morocănosul? Dacă suntem așa, atunci trebuie să ne schimbăm. Pentru că am înțeles din viața aceasta că poți să treci cu inimă sănătoasă și sănătos dacă gândești pozitiv, optimist. De fapt, aceasta este și învățătura Domnului Hristos, plină de speranță, de pozitivism, de pozitivism și de optimism. Spunea un Calvin Coolidge, scria devoționale foarte frumoase în biserica luterană, cred. Spunea că dacă vezi 10 probleme venind către tine, rostogolindu-se către tine în timp ce urci un deal, nu te stresa. Fii sigur că 9 din ele vor ajunge în șanț înainte de a te întâlni pe tine. Iar una, o problemă, poți să o driblezi și ai scăpat. Așa spune optimistul. Așa spune omul care are credință în Dumnezeu și spune va fi bine alături de el. Pesimistul ce spune? Când vede 10 probleme că vin spre el, se blochează, inima, deși pompează mai tare și tremură, totuși nu este capabil să ia o decizie corectă și poate chiar celelalte probleme, cele 10 probleme chiar vor veni asupra lui, pentru că se gândește astfel. Una dintre legile lui Murphy spune, ceea ce crezi că ți se va întâmpla rău, cu siguranță ți se va întâmpla. De multe ori satana face în așa fel încât să ne streseze, să ne alarmeze, de fapt aceasta este plăcerea lui, să ne vadă stresați, să ne vadă cu probleme cât mai multe asupra noastră și să ne vadă cum le gestionăm, când am putea foarte frumos să le abandonăm. Abandonăm atât de ușor viața de familie, abandonăm atât de ușor un statut în biserică, abandonăm atât de ușor relația cu Dumnezeu și atât de greu abandonăm poverile pe care le pune diavolul asupra noastră. Ați observat toate lucrul acesta? Însăși criza prin care am trecut, deși
Franța nu a trecut atât de mult prin criza aceasta, așa ca Italia sau Spania. A fost o problemă generată de cel rău. Și din cernerea aceasta s-a văzut care au avut credință în Dumnezeu și au rezistat sau care au intrat în depresie. E tot o unealtă a celui rău depresia. Și este o boală a societății noastre. Când vezi atât de multe probleme că vin spre tine și ești fără Scriptură, parcă invariabil ajungi acolo. Două versete mai jos, de versetul 13 din Proverbe, spune așa: toate zilele celui nenorocit, adică ale celui morocănos, sunt rele, dar cel cu inima mulțumită este un ospăț necurmat. Știți unde este cel mai greu să ai un morocănos? Știți unde? În familie. Dacă partenerul de viață este morocănos, e atât de greu să mergi alături de el. Tu spui, vezi cum vin problemele și spui, lasă că ne vom descurca. Și partenerul morocănos, el sau ea, spune, da, dar ce o să facem cu asta, ce o să facem cu asta, ce o să facem cu asta? Și atât de multe vin spre el încât se blochează. E atât de greu să ai un morocănos în familie. Apoi copiii, să ai un copil morocănos care să vrea tot felul de lucruri, care să nu simtă valoarea lucrului pe care îl dorește, ci doar faptul că îl dorește. Mai întâlnești acel copil și în biserică? Și consideră că după ce a crescut și a intrat în biserică, consideră faptul că dacă el oferă zecimea, dacă vine la biserică, atunci Dumnezeu este dator să aibă grijă de el? E greu cu morocănoși printre noi. Totuși, cei care sunt optimiști sunt un ospăț necurmat pentru cei de lângă ei. Vezi oameni, întâlnești oameni și întrebi, ce faci, cum te simți? Și încep să spună toate problemele lor. Aveți, nu? Situații de felul acesta întâlnite. Și încep de la cea mai mică problemă de acum 10 ani până, dacă stai să-l asculți, o viață plină de chin și de greutăți. Am întâlnit în district, nu doar un caz, mai multe, nu spun în care, oameni care după 30 de ani de căsătorie au spus, toată căsnicia mea a fost un calvar. Păi 30 de ani! N-ai găsit o bucurie în 30 de ani? Toată și începe. Dacă vede că nu sunt de acord, începe să spună. Păi atunci. Și îți dai seama că dacă stai să analizezi acele situații, chiar a fost un calvar. Dar mai sunt și alți oameni care întreb, ce faci? Cum te simți? Cum o mai duci? Și spun, da, am răcit, dar mi-e bine, mulțumesc Domnului că putea să fie mai rău. Sau am avut un accident, dar mulțumesc Domnului că a fost doar o zdruncinătură, niște fiare contorsionate, dar sunt bine, sunt sănătos. Diferența de a vedea lucrurile, un om cu credință, optimist, și un pesimist, un morocănos, care întotdeauna vede doar partea goală a paharului, întotdeauna vede doar lucrurile rele care se întâmplă, inevitabil parcă, între noi. Am găsit o idee foarte frumoasă într-un loc și anume faptul că viața este o piatră de moară. O piatră de moară din vechimea antică. Și în funcție de materialul din care ești făcut, acea piatră de moară când se învârte, fie te sfarmă, te zdrobește, te face făină, fie te lustruiește. Un diamant, dacă este pus la piatră de moară și se învârte cu viteză, cu cât viteză este mai mare, cu atât diamantul va fi mai șlefuit și mai frumos. Pe când dacă ești grâu sau neghină, făină te face. Îmi place această asemănare. Depinde din ce ești făcut. Depinde pe ce clădești. Și aici contează foarte mult familia. Dacă poți să clădești cu cineva, atunci oricât de tare s-ar învârti viața aceasta, oricât de dur ar fi, îți va oferi mai multă strălucire, mai multă frumusețe, mai multă bucurie, așa cum avem noi pe fețele noastre în dimineața aceasta și este foarte frumos lucrul acesta și este o împlinire a cuvântului acesta. Proverbe 17:22, tot despre două categorii de oameni vorbește. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Nu doar că cei care sunt optimiști și cred în Dumnezeu o duc bine și sunt un medicament pentru cei de lângă ei. Nu doar atât, dar cei care sunt altfel își usucă oasele și nu doar lor, ci și celor de lângă ei.
Mulți spun, da, dar cum să zâmbesc când văd că eu îi spun lucruri frumoase și el sau cel din biserică sau cel de mine îmi pune o față de aia așa, cum să? Zâmbiți! Spune că atunci când zâmbim, se încordează 14 mușchi. Iar atunci când stăm încruntați, se încordează 74 de mușchi. Și spun specialiștii că zâmbetul, de fapt, este mai mult o relaxare a feței decât o încordare a ei. Așa că dacă vrem să ne relaxăm, și în special surorile, dacă vor să nu facă riduri, atunci să zâmbească. Pentru că fața se relaxează. Când vă încruntați, surorilor, atunci se formează ridurile. 74 de mușchi sunt puși la muncă atunci când ne încruntăm. Galateni 3:11 spune că cel neprihănit prin credință va trăi. Și am putea spune că cel rău va muri prin îndoiala sa. Dacă este să privim în Scriptură, găsim texte pesimiste. Spune David, m-au ajuns pedepsele pentru păcatele mele. Avea David destule. Și spune, uite, acum trebuie să plătesc pentru păcatele mele. Dumnezeu spune, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Un aspect, o perspectivă negativă, o pesimistă. Sau în Țefania 1:2, voi nimici totul de pe fața pământului. Într-adevăr, atunci când mă gândesc la viitorul apropiat al acestui pământ, împreună cu Dumnezeu pot să gândesc pesimist. Totul va arde, totul se va reînnoi, însă când mă gândesc la viitorul veșnic, sunt plin de optimism. Totuși aș vrea să vă întreb, că am vorbit despre pesimiști și optimiști. O fi bun pesimiștii la ceva? Am zis că este bine să fii optimist întotdeauna, dar pesimismul sau pesimiști, ori fi și ei buni la ceva? Dacă aveți idei, puteți să le spuneți. Vedeți, optimistul este unul care vrea să cunoască, exact ca sistemul de învățământ de aici din Franța și nu numai. Copilul este învățat să descopere prin joc, prin imaginația lui să învețe. În România este altfel, deși în Belgia am înțeles că cei mai buni medici sunt căutați din România, pentru că e un alt sistem unde trebuie să tocești, să înveți foarte mult. Însă optimistul inventează avionul pentru că vrea să descopere, vrea să vadă lumea, este deschis. Ce credeți că inventează pesimistul? Că o fi și el bun la ceva. Pesimistul inventează sistemele de siguranță. Pesimistul inventează parașuta. Este bună și ea la ceva. El vrea să exploreze, el vrea să vadă lumea optimistului, dar este frică. Și atunci vrea să călătorească cu avionul său, însă își inventează o parașută. Sunt și ei buni la ceva, la unele lucruri. Încă ceva despre pesimiști. Au o mare bucurie de a spune, ți-am spus că așa se va întâmpla? Sunt multe lucruri rele care se întâmplă în viață. Și ei le văd pe fiecare în parte și le analizează, le dezvoltă foarte bine. Și pe parcursul vieții îți spune, uite, vezi că s-ar putea să se întâmple asta, 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 asta și asta și asta. Multe, 100 de lucruri rele care s-ar putea întâmpla. Și poate că una, două dintre ele se întâmplă. Cea mai mare bucurie a lor este să-ți spună, ți-am spus că așa se va întâmpla. Uite că s-a întâmplat. E maniera celui rău de a acuza și de a se bucura de eșec. Știți că Martin Luther, atunci când a văzut cât de bun este Dumnezeu și cât de iertător este Dumnezeu, a venit diavolul la el și a spus, tu să fii iertat de Dumnezeu, uite câte păcate ai. Uite, și le-a trecut toate acolo. Și atunci Martin Luther a luat călimara, a aruncat-o pe peretele unde și astăzi există pata, așa spun istoricii, pata pe perete de cerneală, unde el a spus, da, însă Iisus Hristos a iertat toate aceste lucruri. Diavolul îi place să arate către păcatele noastre. Dar ce bine este că Dumnezeu îi place să ierte, să șteargă acele păcate. Nu știu dacă ați auzit de Viktor Frankl. A auzit cineva de el? Ați auzit. E un om extraordinar, un evreu. A fost la Cernica, cred că eram în primul an de institut. Și având împreună cu un coleg de-al său, a fost în lagărul de concentrare de la Dachau, în Germania.
sau în Polonia, nu mai țin minte exact, Germania sau Polonia. A fost evreu, dus în lagărul de exterminare, însă cum a făcut Dumnezeu și cum i-a condus viața încât a scăpat și a scris o carte extraordinară. În cartea aceasta, el a scris următorul paragraf pe care aș dori să vi-l citesc. Cei care au trăit în lagările de concentrare pot să-și aducă aminte de bărbați care se plimbau de-a lungul barăcilor, mângâindu-i pe alții și oferindu-le ultima lor bucată de pâine. Poate că au fost puțin ca număr, dar ei au oferit un argument suficient despre faptul că multe lucruri pot să-i fie luate omului cu excepția unuia. Și aici, atenție, ultima libertate umană, să-ți alegi atitudinea într-o circumstanță dată. Omul acesta, în cea mai neagră perioadă a vieții lui, a putut să scoată o asemenea perlă. Ultima libertate umană care nu ți-o poate lua nimeni, și anume să-mi aleg atitudinea într-o circumstanță dată. Aceasta este și învățătura Domnului Hristos. Să-mi aleg o atitudine de a privi lucrurile plin de speranță, plin de credință. Poate să-ți fie luat dreptul de a vorbi. Un accident, rămâi fără vorbire. Poate să-ți fie luat dreptul uman, libertatea de a iubi. Nu vrea părintele să-ți dea fata și cu asta basta. Te duci în altă parte. Aici nu prea mai e, dar în România nu vrea tata să-ți o dea nouă ei. Și e mai bine așa. Îți este luată libertatea de a iubi. Îți poate fi luată libertatea de a fi bogat. Mulți se zbat să fie bogați. Sacrifică mult din ei, pe ei înșiși se sacrifică pentru a fi bogați. Uite că nu pot să ajungă. Îți poate fi chiar și luată libertatea de a trăi, dar nimeni nu îți poate lua libertatea de a-ți alege atitudinea într-o circumstanță dată. Analizez situația și aleg să fiu optimist. Aleg să am credință, aleg să am bucuria aceea. Bine, toată această bucurie se leagă de oameni. Aveam la institut un coleg, nu pot să-i dau numele, a urmat aceiași pași ca și mine. A terminat institutul cu o notă foarte bună, trebuia să ia, chiar a luat, cred, un district în primire pentru o perioadă scurtă de timp și plăcea foarte mult filozofia cum plăcea și mie. Am participat la concursuri, la olimpiade de filozofie și mi-a plăcut. Și în institut a rămas aceeași plăcere pentru filozofie și discutam cu el și lui plăcându-i foarte mult. Și după o seară destul de, nu aprinsă, ci lungă de discuții, mi-a spus următoarea concluzie. Remus, să nu crezi niciodată în oameni. Întotdeauna te vor lăsa baltă pentru propriile lor interese. N-am fost de acord. Nici chiar în urma discuției de atunci n-am fost de acord și nu sunt de acord nici acum. Dacă nu avem încredere în oameni, ne este luată această libertate de a alege atitudinea. Da, Scriptura spune, nebun este omul care se încrede în om. Însă nu la acest aspect mă refer. Observ în biserică și în lumea în care trăim o lipsă cruntă de încredere. Părintele nu mai are încredere în copilul său. Da, poate că lasă să iasă cu prietenii, dar își face griji. Cine știe ce o face? Cine știe unde s-o duce? S-a ajuns până acolo încât soțul să nu mai aibă încredere în soție și soția în soț. Lucru care acum 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani în urmă nu se discutau. Acum nu doar că nu se discută, acum se fac. Și îți oferă argumente să nu ai încredere. Când vedem lumea politică, când vedem lumea în care ne desfășurăm și ne consumăm existența, vedem o lipsă de încredere. Totuși aș vrea să pledez în această ocazie pentru încredere în cel de lângă noi. Da, într-adevăr, ei mă vor trăda, dar este problema lor. Dacă eu mă bucur de prezența lui, dacă am încredere în el, poate să mă trădeze. Dacă mă va trăda, el va pierde, însă eu, așa cum spuneam, când zâmbesc, voi deveni mai sănătos și mai împlinit, mai optimist. Ieremia 29:11 spune Dumnezeu către noi: Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la tine, zice Domnul. Sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Gândul lui Dumnezeu cu privire la mine, de fapt, vă dați seama ce înseamnă ca să fiu în gândul lui Dumnezeu? Ce ar însemna să fiu în gândul primarului din Paris? Nu știu cine este. Mă ajută cineva? Cum? Este o femeie? De ce nu? Ca instituție, ca relații instituționale, să fiu în gândul primarului. Și atunci când mă duc cu ceva de aprobat, să știi că mă gândeam la tine. Să știi că
Mă întrebam, oare cum îți merge? Oare ce mai faci? Sau să fii în gândul președintelui țării? Dar să fii în gândul lui Dumnezeu. Să știi că ești în gândul lui Dumnezeu și El are gânduri de nădejde, gânduri de bucurie cu privire la mine. E ceva extraordinar. Cum ar putea atunci ca îngrijorarea să mai poată trânti la pământ? Când știu că sunt în gândul lui Dumnezeu. Este o cântare în engleză care spune că noi stăm în mâna lui Dumnezeu sau El ne ține în mâna sa pe toți. E greu să cazi în depresie, boala contemporană, când ai acest gând în inimă și în minte. Argumente sunt multe ca să fiu pesimist, însă sunt și mai multe argumente din partea lui Dumnezeu ca să fiu optimist. Tot Dumnezeu spune în Mica 7 cu 19, El va avea iarăși milă de mine, va călca în picioare nelegiurile mele și le va arunca în adâncul mării toate păcatele mele. Am trecut de la persoana a doua plural, la persoana întâi plural, la persoana întâi singular, de mine. Să știu că Dumnezeu nu este pesimist atunci când face planuri cu privire la mine. Spune în Cartea Educație, pagina 21, că scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este binele suprem. Dar ce diferență mare între cuvintele acestea citite și cuvintele acestea crezute? Să cred că planul lui Dumnezeu pentru viața mea personală este binele suprem. Aș vrea să vă dau un exemplu și anume Iov. Mai am 5 minute și închei. Știți viața lui, știți experiența lui, nu vă doresc nimănui. Poate că ați trecut pe undeva prin experiența lui, însă nu ca a lui. Spune că atunci când i se muia inima și când prietenii săi au venit în loc să-l încurajeze să-l bage mai tare în noroi, în păcat și în descurajare, spune în Iov 29 cu 24 că atunci când li se muia inima, el le zâmbea și nu puteau ei să izgonească seninătatea de pe fruntea lui. Cum? Parcă n-ați mai citit textul acesta, chiar cu privire la Iov să fie? Adică să-ți fie luat tot, casă, copii, avere, sănătate, viața atât o mai avea. Că și soția l-a părăsit și dacă citim și prietenii de asemenea l-au părăsit. Erau acolo, dar erau departe. Erau ca să acuze, să spună, vezi că așa se va întâmpla? Ți-am spus că așa se va întâmpla? Soția și spus. Mai trebuia să spună și diavolul, să-i spună lui Dumnezeu, ți-am spus că așa se va întâmpla dacă ai luat binecuvântările, dar Iov a fost atât de credincios. Iar rețeta lui a fost aceasta, zâmbetul. Parcă ne este greu să ne imaginăm, să ni-l imaginăm pe Iov zâmbind, însă așa spune el. Când li se muia inima lor, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Astăzi oamenii care trec prin încercări mari și totuși pot să zâmbească, sunt catalogați de către cei de lângă ei ca fiind nebuni. Au luat o razna și au pierdut mințile. Poate că unii chiar și le-au pierdut. Însă unii, aceasta este atitudinea lor. Dacă încă am viață, dacă încă am soția, copilul, dacă încă am pe Dumnezeu în inimă, fața poate să strălucească, spune Psalm 4 cu 6, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Fața lui Dumnezeu strălucește. De ce de atât de multe ori o întunecăm cu problemele noastre inutile și cu planurile noastre atât de pesimiste? În minte, caracter și personalitate este un gând foarte frumos care spune așa, gândurile negative sunt precum cheagurile de sânge formate pe arterele ce duc la inimă. Gândurile negative. Ele există. Însă dacă le acceptăm, chiar și la nivel rațional, în viața noastră, se formează precum niște cheaguri de sânge care ajung la inimă, o blochează și atunci se ajunge unde nu trebuie. În deșertul Sahara sunt două păsări. Mi-a plăcut această ilustrație adevărată din lumea animală. Este vulturul care se hrănește cu cadavre. Atunci când animalele de pradă pun gheara pe ceva, toți vulturii roiesc și când ei termină de luat carnea mai generoasă de pe oase, vin și ei și culeg totul. Ei sunt colectori de cadavre. În același deșert, Sahara, împreună cu vulturii, mai este o pasăre. Se cheamă pasărea colibri. Este una dintre cele mai mici păsări din lume.
nu știu de câte ori bat din aripi ca să păstreze aceeași înălțime în zbor. Doar că pasărea colibrii în același deșert nu vede cadavre, deși ele există acolo, e aceeași priveliște, aceeași panoramă. El se duce la floarea de cactus, zboară paralel cu ea, își bagă ciocul, extrage de acolo nectarul de cactus, atât de dulce și de bun pentru ele, și merg mai departe. Același deșert, aceeași lume. Doar că vulturul vede cadavre și le găsește. De ce? Pentru că le caută, în timp ce pasărea colibrii vede floarea de cactus, o găsește. De ce? Pentru că o caută. Exact la fel este și viața creștinului. Și exact la fel este și viața de familie și viața din biserica aceasta. Dacă vom căuta lucruri frumoase, dacă vom căuta jertfa Domnului Hristos, bucuria jertfei, bucuria de la cruce, o vom găsi. Dacă vom căuta probleme, vom găsi multe. Dar ce frumos și ce plăcut este omul care caută să vadă doar lucrurile bune. Are Dan Puric, un eseu, omul frumos. Dar nu omul frumos în exterior, ci omul frumos în inimă, care caută să vadă frumusețea interioară, frumusețea atitudinii. Dacă veți lua patru materii, să spunem lut, gheață, cașcaval și o bucată de lemn, le puneți într-o oală și le aruncați în foc, în jar, puternic, 100 de grade, 1000 de grade. Veți vedea că lutul, ce se va întâmpla? E moale, dar acolo în foc se va întări, se va face tare ca piatra. Gheața, deși e tare, se va topi. Cașcavalul se va topi și va sfârâi, va scoate fum. Iar lemnul se va preface întâi în jar și apoi în cenușă. Vedeți, focul este același, 1000 de grade. Dar materialele s-au comportat diferit. De ce? Contează din ce ești făcut. Contează ce ai în suflet ca să poți vedea lucrurile frumoase din lumea aceasta. Dacă ai fost totdeauna alimentat cu pesimism, dacă în casă întotdeauna s-a discutat despre cât de rău a fost la biserică, despre păcatele celorlalți, aproape că genetic ți s-a transmis lucrul acesta. Și este atât de mult de muncă în familiile noastre, ceea ce vorbim de față cu copiii, ceea ce vorbim în prezența lor despre altcineva. Contează din ce suntem făcuți. Contează în ce privește atitudinea pe care să o abordăm într-o situație dată. Ar trebui să închei cu o întâmplare reală. Aș mai avea câteva exemple. Faraon și Iov au trecut prin situații diferite, însă alegerea a fost cu totul alta în funcție de pe cine au avut aproape. La o facultate adventistă din Europa, la Friedenau, era un studentolog. A avut în copilărie poliomielită, și este o boală care afectează, e o răceală puternică, afectează sistemul nervos, nervii spinal și acesta sciatic. A fost atât de tare, a fost răcit, încât i-a luat picioarele. Creierul transmitea semnal, însă picioarele nu se mișcau. Mușchii nu se puneau în mișcare. Era la institut, însă nu la teologie, era la altă specializare. Toată lumea îl știa ca un om extraordinar de optimist. Acum era în anul 4. Colegii mai mici îl cunoșteau. El este cu tare, mai ales că avea și un dar de a umbla cu calculatoarele, ajuta pe toată lumea, întotdeauna plin de zâmbet, plin de speranță, plin de un cuvânt bun pe care să-l spună celuilalt. Și a venit în ultimul an al său un alt elev în anul 1. Și se uita la el ca la o ciudățenie. Că el se gândea așa: eu dacă n-aș avea picioare, dar și un om mort, mai bine mi-ar lua Dumnezeu viața decât să n-am picioare. Cum poate el să zâmbească măcar, dar rămite să aibă o atitudine constantă de bucurie când nu are picioare, când este în scaun cu rotile? Și într-o zi și-a luat inima în dinți și s-a dus și a stat de vorbă cu el și l-a întrebat: spune-mi, te rog, cum ai ajuns în situația asta? Și a spus viața lui. Bine, dar cum poți să zâmbești? Cum poți să încurajezi atât de mult? Cum se pot găsi pe în gura ta cuvinte atât de pline de speranță? Eu, dacă aș fi în locul tău, mai bine aș muri. La care tânărul a spus așa: uite, vezi, boala mi-a afectat picioarele, însă inima
a rămas la fel. Adică fericirea aceasta, în alte cuvinte, a spus tânărul acesta, nu ține de exterior, nu ține de ceea ce aș primi din exterior, ci ține de ceea ce am în inimă. Mulți credem că dacă am ajunge undeva, dacă am avea ceva, am fi mai fericiți. E cu totul fals, mai ales tinerii gândesc astfel. Dacă voi ajunge acolo, voi fi fericit. Dacă voi avea pe cutare, voi fi fericit. Dacă pe plan profesional voi ajunge acolo, voi fi fericit. Și când ajung acolo, se înșeală atât de puternic. Știți de ce? Pentru că, de fapt, ei n-au fost fericiți în inima lor, n-au fost împliniți în inima lor. Și oricât ar căuta să agonisească sau să ajungă acolo, când vor ajunge, nu doar că nu vor fi fericiți, dar vor fi atât de dezamăgiți, încât nu vor mai vedea o perspectivă pentru viitorul lor. Nu lăsați ca lumea, descurajarea sau pesimismul să vă atingă inima. În inima fiecăruia dintre noi există, așa cum spunea Augustin, un loc sub formă de Dumnezeu. Uneori locul acela este acoperit cu diferite îngrijorări, cu diferite probleme. Lăsați locul acela doar pentru Dumnezeu și alegeți-vă atitudinea pozitivă, plină de speranță, așa ca Domnului Hristos. Amin.